Un deținut de la penitenciarul numărul 9, Pruncul, a evadat în seara zilei de 25 iulie. Tânărul de 24 de ani era în afara instituției de detenție și muncea la întreprinderea de stat din cadrul penitenciarului. În jurul orei 19, deținutul a părăsit locul de muncă și a vrut să fugă din oraș. La apelul de seară, gardienii au sesizat lipsa tânărului și au anunțat imediat angajații penitenciarului. Imediat au fost create grupe de căutare, iar în jurul orei 20 și 45 de minute, tânărul a fost reținut în regiunea Gării de Nord din Chișinău. Acesta a fost reîntors în penitenciar. Despre acest caz au fost anunțate Procuratura și Inspectoratul de Poliție Buiucani, iar Administrația Națională a Penitenciarelor a inițiat o anchetă de serviciu. Tânărul care are 24 de ani era condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea unei infracțiuni ușoare și își executa pedapsa la sectorul de tip deschis. Acum deținutul riscă o pedapsă suplimentară pentru evadare. Dacă va fi găsit vinovat, ar mai putea sta încă 3 ani după gratii.